M-am uitat aseară la câteva interviuri. Sunt tipul ăsta ce a fost. Um, sunt interesat, A fost interesat de persoana asta, de tipul ăsta ce a fost uh, 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 arestat în România, la București, Andrew Tate. Uh, am auzit de el, n-am știut nici cine este, nici uh, pf, de unde vine. Am înțeles după aceea că e din Anglia, original din Anglia. Dar la multă vâlvă pe internet, Andrew Tate, Andrew Tate arestat în București, am înțeles că s-a mutat să locuia în București. Am vrut să-l verific, să văd despre ce e vorba, cine e tipul ăsta. Și m-am uitat la un interviu ce l-au avut cu Pierce, uh, cu Pierce, Morgan, cu Pierce Morgan, cum uh, acum câteva săptămâni au apărut pe internet, deci mă gândesc că interviul a fost făcut undeva pe la sfârșitul anului. Dacă faci un interviu cu Piers Morgan, deci înseamnă că, ok, e ceva de capul tău. Nu? Și după aceea, dacă vorbește Joe Rogan despre tine sau, eu știu, băieții de la Valuetainment, toți felul de podcaster și oameni care, în fine, sunt în domeniul ăsta și au uh, un following foarte mare de milioane de, de oameni, Înseamnă că e ceva de capul lui și m-am dus să văd despre ce e vorba. Să văd ce, cine e tipul ăsta. Și în interviu cu Pierce Morgan, uh, Piers Pierce Morgan vrea să vadă cine e, să-l să, na, să descoase puțin, să-l cunoască mai bine și să ni l prezinte și nouă. Și uh, pentru 36 de ani cât are el, sau cam asta am înțeles, a realizat o grăba de lucruri interesante. Băiatul puțin arogant, cocky Uh, puțin uh, uh, așa da, cum mi s-a părut mie, uh, 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 nu vorbea prostii, vorbea. Uh, uh, acum depinde de, de fiecare punct de vedere și, da, au spus câteva chestii interesante și pertinente momentului vremii în care noi trăim. Au vorbit despre masculinitate, foarte interesant, S-a spus câteva lucruri mi se părut mie foarte bune și valori pe care le-a uh, învățat de, din contextul în care a trăit tata. Tata lui a fost un uh, um, eu știu un mare, un mare bun jucător de șac, de culoare, uh, uh, el era să mixtă, nu, i, tata lui era de culoare, mama lui englezoaică, uh, a fost crescut în America și după aceea undeva în uh, Luton, la nord de Londra. Și au spus câteva chestii, lucruri care le-au învățat, că bărbatul, rolul bărbatului este să producă pentru familie, să creeze un sentiment de securitate, de siguranță, să lupte pentru familie, lucruri foarte faine. Rolul masculinității, să fii bărbat, masculinității este să lupte indiferent de ceea ce simți tu, vorbea de faptul că un, un bărbat care, eu știu, e angajat la pompieri, tu ai nevoie de bărbat mas masculin care, când ai nevoie de ajutor, să-ți intre în casă, să salveze copiii. Eu se duc acolo, că indiferent că le place sau nu le place, un bărbat care este masculin se duce și face lucrurile indiferent de ceea ce simte. Le face din, din simțul datoriei că trebuie să le facă, nu că simte. Sunt lucruri care simte să nu le facă și nu vrea să le facă, dar le face din simțul datoriei Și asta este masculinitatea bună, să zic așa, nu nu, 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 nu cea toxică Dar este așa, și așa o linie foarte tulbură între ce, ce se numește astăzi masculinitate toxică și masculinitate pozitivă, nu? Și sunt o grămadă de gânduri în capul meu, că na, am peste 50 de ani, sunt în a doua jumătate a vieții și lucrurile sunt puțin diferite, că produci ca bărbat și să zicem, dacă ai un scop, ca scop în viață, eu știu, și scopul tău este unul pământesc, unul, car, unul, unul material. Faci o casă și să iei o mașină și să ai o familie, care e lucru foarte bun. Faci o casă, cumperi o mașină, nu știu, pleci în străinătate, lucrezi, via casă, îți construiești în România, după aceea, dacă ești în Italia, Anglia, Scoția, Spania, Franța, sau rămâi acolo, îți faci o casă. Da, să zicem, îți realizezi lucrurile astea și după aceea ai atins scopul ăsta, că este un scop limitat. Și după aceea ce faci? Îți mai faci o casă și îți mai e o mașină și îți ajungi să-ți iei, eu știu, dacă ești bun și ești talentat în a face bani, că este un dar și asta să poți să faci bani, nu? Uh, îți mai e a treia mașină, după aia, eu știu, faci mulți bani, îți iei mașini sport, îți iei a treia casă, investești. Și mi se pare, sunt lucruri bune, dar mi se pare foarte limitate scopurile astea sau țintele astea cu valoare temporară. Va, sunt limitate. Și eu, de exemplu, în partea a doua vieții, unde mă regăsesc eu, mă uit și la scopuri cu valori eterne. Că ne frământă pe bărbații, de exemplu, ca mine în partea a doua vieții, bănuiesc că îi frământă precum o frământă și pe mine, ideea de, her, de, 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 de moștenire, ce lași în urma ta, că te duci, până la urmă, te duci, nu trăiești o veșnicie. Ce lași în urma ta. Și când mă gândesc la chestia asta, tot, tot timpul îmi vine în cap ce, ce o zis Maximus în Gladiator, în filmul dacă vă aduceți aminte când începe secvența în uh, începe filmul și ei sunt în pădure și uh, Maximus, care e jucat de Russell Crowe, nu? Uh, le, le, dă un pep talk, un pep talk, uh, un, 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 discurs de încurajare soldaților care sunt sub comanda lui și spune că what we do now will echo in eternity. Ce facem acum uh, are ecouri în eternitate. Și e un gând fantastic și mă frământă gândul ăsta, că ce lași în următa, ce lași și sunt preocupat, de exemplu, de ținte, de scopuri uh, 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 cu valori eterne ceva să lași ceva care să rămână. Asta e partea a doua vieții. În partea a întâi a vieții, prima parte a vieții, nu, probabil până în 45-50 de ani, mă gândesc. Produci, te focalizezi, te setezi să produci. Am, am găsit că cea mai, cea mai bună perioadă de a produce cea mai productivă perioadă în viața unui bărbat este undeva de 40-50 de ani, nu? până atunci se setează, se poziționează unde este nu și după aceea produce, produce, produce. Și după 50 de ani se pregătește de, de apusul soarelui vieții lui, soarele apune, se pregătește de a ieși la pensie, se pregătește de ce puțin ar trebui, eu așa gândesc în capul meu. Și uh, Andrew Tate, interesant caracter, nu știu prea, uh, o să mă mai o să îl mai studiez puțin. M-am uitat la băieții de la Valuetainment uh, și ce se întâmplă în România. Uh, mulți au opinii uh, foarte diferite cu privire la ce se întâmplă, de ce a fost luat, de ce a fost ridicat în România. Uh, acuzațiile sunt crimă organizată uh, și eu știu, trafic uman, viol și chestii din astea, m-am uitat la el, dacă te uiți la el, de exemplu, la toți băieții ăștia, la Pierce Morgan, care l-a intervievat și uh, Joe Rogan, băieții de la Valuetainment și așa mai departe, dacă te uiți la el, nu arată tipul de... Uh, nu arată tipul care se implică în crimă organizată. Deci, e foarte interesantă istoria lui și ce se întâmplă, sau care sunt agendele din spatele acestui lucru. Nu știu, iarăși, nu crezi tot ce se aude pe la știri, în social media și, eu știu, online. Deci, trebuie citit printre rânduri și trebuie făcut studii serioase. Dar eu m-a atins situația lui. Și mi-a dat de gândit mie ca bărbat, ca bărbat, ca bărbat care apreciază masculinitatea și și, și, și faptul că trebuie să ne asumăm responsabilitatea vieții personale.